Simbruale. A fost un meci foarte greu, a fost foarte dificil de pe banca de rezervă, știind cum a decurs meciul, dar sunt foarte bucuros și mândru de jucători că au demonstrat că au caracter. Și cred că o să aibă fiecare jucător pe viitor un viitor foarte frumos. Prima repriză a fost pierdută cu scorul 2-1. În a doua repriză băieții au marcat 3 goluri. Cum le-ați motivat în vestiar? Ce a fost spus în vestiar în acele 10-15 minute? Ce a spus, dacă puteți să ziceți? Cu siguranță ceea ce vorbim noi în vestiar rămâne doar în vestiar. Băieții au găsit ceea ce am avut nevoie și au reîntors scorul. Important este rezultatul și este calificarea și este totalmente meritul lor. Bravo, băieți! Ce înseamnă pentru această echipă Under 19 acum această calificare în plan de atmosferă, de colectiv? Cum le vedeți voi? Deja ați discutat cu ei. Ce emoții au? Normal că acum sunt emoții și deja din ziua de mâine ne pregătim pentru meciul viitor care ne așteaptă, după cum am înțeles, cu Molde din Norvegia. Și ne pregătim că o să fie un meci foarte, cred că foarte, foarte interesant. Așa, o întrebare, când deja echipa pierdea cu scorul 2-1, dumneavoastră personal ca antrenor, v-ați gândit măcar o clipă la ce, că meciul acesta e posibil să fie pierdut? Nu m-am gândit, eu cred și cu siguranță în viitorul băieților și cred și am crezut și voi crede mereu în ei și am fost convins că vom reîntoarce scorul și ne vom califica. Și ăsta e meritul al lor. Posibil de la asta trebuie să începe, și echipa a marcat un gol rapid. Și cum credeți, acest gol a influențat pe a doua parte a primei reprize, că băieții au jucat mai, poate deja au crezut în victorie prea devreme? Nu, cu siguranță băieții au fost concentrați, doar au fost niște greșeli individuale, deja noi vom face analiza jocului și le vom corecta ca pe viitor să nu se repete, dar după cum ați văzut repriza secundă, am dominat totalmente și s-au văzut și acele 3 goluri marcate. Fotbalul norvegian, desigur, este și mai tehnic și mai rapid. Știm despre juniorii norvegieni, că și la naționalele de tineret au bune. E posibil de trecut și această echipă cu un nume destul de mare? Clubul Molde este unul dintre cei mai titrați în Norvegia. Este posibil de trecut și acești juniori? Cu siguranță noi o să facem tot posibilul, tot staff-ul, să pregătim băieții pentru acest joc și o să ne dorim în mod normal un rezultat pozitiv. Aș vrea să spun un mare mulțumesc jucătorilor, fiindcă s-au demonstrat că au caracter și cu așa caracter și cu așa dorință, dacă o să continue, o să aibă un viitor frumos. Bravo, bravo Zimbru! Zimbruale, Zimbruale.